Salutare tuturor băieți și bine v-am regăsit în acest nou episod din 2023. Ei bine băieți, am revenit și eu după vacanța bine meritată, la fel ca toată lumea. Și de astăzi revenim cu videouri de top. Fără alte discuții, hai să dăm drumul cu intro-ul. În primul rând vom începe cu acest free spin. Deci n-am mai intrat deloc. De la ultimul clip n-am mai intrat deloc pe StumbleGuys, deci habar n-o am ce s-a mai adăugat, ce s-a scos și etc. Bă, un token. Cam puțin, dar ce să-i faci, e free spin. Hai să luăm și 2023 gift pack, care conține acest emot și acest floppers de 2023. Bro, văd schimbări la menu. Ce cu asta? LOL, s-au adăugat prietenii în sfârșit. LOL. Băieți, dacă vreți să vă adaug, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un like și să dați subscribe, ca să vă pot adăuga la prieteni. Adică trebuie să dați like, subscribe și un comentariu ca să știu cum vă numiți pe joc. Hai să luăm și aceste 50 de gemuri din noul PES. Pentru că, după cum bine știți, s-a adăugat și noul PES din, adică primul PES din 2023. Acestea sunt de 27 de zile și hai să facem și noi o analiză a acestui PES. Din câte am aflat, primul tier este Retro Guy. Avem această animation. După aceea avem floppers cu loc 1 și artificii la tier 11. Hai să vedem în față ce avem. Avem emote-ul care râde, emote-ul cu confeti. După ce aici avem ceva taunt animation, avem floppers-uri cu artificii, care este destul de wow. După aceea pixel guy și o animație la fel. Hai să vedem care e animația aia, că n-am văzut-o absolut deloc. Sper să mi-o arate și mie ca să putem reacționa la ea. Aceasta este. A, deci robo. Băi, e faină. E faină. Hai să selectăm și noi flopper-ul de 2023. Băi, e fain. E fain. Hai să punem și asta așa. Și hai să dăm niște meciuri. Să vedem dacă mai știm să jucăm după atâta timp cât am lipsit. Deci eu n-am mai postat, cred că de pe 29-30, cam așa. Și mapa este Canyon Climb. Ia să vedem dacă ne mai descurcăm după atâta de... Wow, what, bro, bro, ce-i cu atâta ping? Doar mie. Adică normal mie nu ar trebui să mi se blocheze, pentru că eu am fibră prin internet și n-ar trebui. Deci n-ar trebui absolut deloc să se blocheze. Acum habar nu am ce are. Sărim aici, frumos. Bă, e qualify? E qualify. Da. E qualify, let's go. Nu știu, s-a blocat acolo, cred că s-a văzut și pe filmare cum s-a blocat. Ia să vedem, avem români, avem pe Florin, pe Ștefan, iarăși. Cred că doi români avem meciul ăsta. Oh my god, bro! Laser! Let's go! Laser în faza a doua. Bă, sper aici să nu se lăguiască sau se pice internetul. Deci suntem prea mulți! Unul a murit. Bă, cum jumpează aia și se întorc înapoi? Nu-l înțeleg. Bă, stai să stau departe de retro guy-ul ăsta, care e mode. Și, na, e mai bine să te ferești. No, s-a blocat acolo leacă. Dar, văd că nu îmi face probleme. Ba, a murit retro guy-ul ăla. Da, a murit retro guy. A murit retro guy.
Da, vezi, vezi ce înseamnă să dai emote pe laser dacă nu ești priceput. Deci, dacă dai emote când nu ești, bro, și super slide, mă așteptam la o mapă de race. Dacă aceasta este o mapă de race, dar cu toane de elimination. Lol, bă, ce urmă a rămas. Bro, de ce stai așa întors? De ce stai așa întors? Eu nu înțeleg. Op. Jumpăm frumos. Și acum urmează aici. Ah! No. Oh, m-am încurcat, bro. M-am încurcat. Ba, ce păcat acolo. Deci m-am descurcat bine. Deci eu pot să zic că m-am descurcat bine. Dar na. Cred că m-a dezavantajat atunci când caracterul era întors invers. Ați văzut că era tip cu spatele. Și acolo cred că m-a dezavantajat foarte mult. Hai să ne pică Paint Splash, o mapă foarte interesantă care cred că va urma și niște shorts-uri pe această mapă. Rămâne să vedem. Mamă, cât s-au floppers-ul ăsta de 2023. Hai că n-a fost free și... Hai să vedem. LOL! Cum am greșit acolo, bro? Bro, cum am greșit acolo? Ia uite. Bro! No, incredibil. Nu, se vede că nu mai știu să joc. Se vede. Se vede absolut că nu mai știu să joc. Și cred că nici nu ne calificăm. Corect? Corect. Până când revin în fire, s-ar putea să mai pierd câteva meciuri, dar na, asta este. Oricum, băieți, vă anunț de așa de acum că s-ar putea că n-a... Pe data de 20 începem ușor să devenim și cu live-urile. Deci vă spun ușor, pentru că nu-i garantat 100% că voi reveni. Dar cu clipuri și cu shorts-uri, comunitate, etc., asta o aveți garantată că revin. Dar cu live-urile o să mai dureze puțin timp. Pentru că, na, e 2023, aș vrea să fac și eu niște schimbări la contentul de pe YouTube. Și de asemenea țin să vă mulțumesc, pentru că în ultimele zile din 2022 noi am atins targetul de 2000 de abonați. Deci 2000 de abonați în 3 zile. Doar nu știu câți dintre voi s-au uitat la clipul ăla care l-am postat cu gift pack-ul gratuit. Atunci s-au strâns 700 de vizualizări. Și țin să vă mulțumesc extrem de mult, pentru că nu mă așteptam la această sumă deloc anul ăsta. Adică anul trecut, anul ăsta, hai să zicem, că doar eu m-am apucat să fac content din vară, dacă nu mă înșel. Let's go, ultimul qualified. Din vara lui 2022 m-am apucat să fac content serios pe YouTube. Deci cam așa ar veni. În foarte puțin timp am atins suma de 2000 de abonați. Dacă am atinge... Deci targetul pentru anul ăsta este 10.000 de abonați. Dacă îl atingem, dacă nu îl atingem, asta e. Nu contează. Lol, iar avem bot bash, mapă de finală în semifinală. Hai să vedem cum ne descurcăm. Bro, dar de ce dai picior? Văd că lobby-ul ăsta foarte mult au emote.
Hai să mă feresc de ăla, că mă enervează. Ia să vedem, s-a calificat. Hai să-l văd, că îl țin minte asta. Let's go! Nu s-a calificat niciunul dintre aia care au emote. Să vedem dacă de data asta ne picăm apă de finală. Și... nu, eu cred că de data asta am apă de race. Păi, bine le prinde miciorile astea, serios. Deci vă spun serios, prindem foarte bine miciorile astea. Cu două mape de elimination, let's go. Poate reușim să facem și un win, de asemenea. Jumpăm aici frumos. Bro! What the hell are you doing? Bro! Bro, no, lasă-mă în pace. No, ne schimbăm. Bine, băieți, am revenit. Pentru că meciul care era pe Lavaland se pare că s-a blocat și m-a deconectat. Deci incredibil acest lucru. Și am decis să mă mut de pe Wi-Fi pe date, pentru că sincer cred că e mai bine și poate se mișcă mai bine. Nu, la fel. Deci, nu, la fel. La fel se mișcă, la fel. La fel, bro. La fel. Nu înțeleg ce are a jocul. Posibil că din cauza update-ului care a fost ieri. Dar eu n-am văzut la Islands să aibă așa lag. Like, eu n-aveam mai... tip, aveam 20 ping maxim. Acum 50 ping. Doamne ferește. Dar na, asta e. Ce să-i faci, ce să-i faci. Hai că am reușit să ne calificăm, let's go. Deci, îmi e așa ciudă pe meciul ăla că m-a deconectat, pentru că era șansa mea să fac win. Și pare așa rău că m-a deconectat. Incredibil, bro. Incredibil. Oricum, jocul ăsta are foarte mult potențial, vă garantez eu. Dar cel mai rău lucru, după părerea mea, este că ei nu se ocupă absolut deloc. Absolut deloc de el. Pentru că o să urmeze un clip destul de interesant. Posibil mâine sau chiar și astăzi, vedem, în care s-a descoperit un lucru. Nu mă da afară, că hai să vedem dacă reușim să ne calificăm. Let's go, jumpăm frumos. Oh, let's go, nu m-a împins acolo, văd. Ceea ce e destul de bine. Hai să vedem. No, bro, de ce dai picior? De serios, așa care dau picior, sărani rău. Sărani rău, serios. Bro, incredibil. Sincer să vă spun, jocul ăsta are potențial extrem de mare. Numai că cei de la Stumble Guys nu prea se ocupă de el. Asta e cel mai rău lucru. Și cred că majoritatea dintre voi știți acest lucru, că ei nu se ocupă absolut deloc. Pentru că jocul ăsta, sincer, poate, și spun că poate să întreacă Full Guys-ul când se va lansa pe telefon. Deci, eu sper că acest joc să-și revină, să se trezească, pentru că are profit foarte mare. Hai să vedem ce facem în meciul ăsta, dacă ne calificăm sau nu. O persoană deja a fost eliminată. Hai să vedem cine va fi urmăritoarea. Sper să nu fiu eu, pentru că altfel e jale.
Ce m-a speriat hidrantul ăla, am crezut că lumea încă rezista. Mi-era cam așa frică, să spunem. Hai să vedem ce ne pică. Sperăm să ne pice La Valent. Sper din suflet să ne pice La Valent, pentru că n-am mai jucat de mult. Hot Wheels Hostel în finală. Let's go. Let's go. Hai cu mașina albastră ca să-i batem pe toți. Hai cu mașina albastră. Hai cu mașina albastră, bro. No! Ce-am făcut acolo? No! Hai! Acolo, incredibil. Hai cu mașina albastră, bro. Cartul, am pierdut. Da, băieți, vă mulțumesc de așa de acum că mi-ați fost alături. Ne mai jucăm Stumble Guys, un joc foarte preferat al meu. Îl ador. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și subscribe. Și ne vedem data viitoare la un episod. Pa, pa!